Sfârșitul de an aduce pentru majoritatea societăților comerciale momente de bilanț. Este, cum s-ar spune, vremea socotelilor și a concluziilor. A fost sau nu a fost bine? Atunci când lucrurile merg bine, e loc și de petrecere. Cam așa stau lucrurile la Romvac Company, care în pragul Crăciunului și-a invitat angajații la restaurant undeva pe marginea lacului Cernica. Dacă ne-a invitat și pe noi, am zis să profităm de ocazie și să întrebăm pe anfitrioni despre câte au realizat anul ce s-a încheiat și ce mai au de gând să facă. Ne bucurăm că ne-ați invitat, vedem că aveți probabil toți angajați aici, nu? Sunt toți? Nu sunt chiar toți, avem și mulți în țară, dar suntem cu cei aproape 400 care sunt în firma de la București, de la voluntari. Mă bucur că țineți atât de mult și se vede că sunteți o familie, pentru că suntem la sfârșit de an. Aș vrea să povestim despre cum a fost anul acesta, din punctul de vedere al, știu, realizărilor dumneavoastră profesionale. Eu pot să spun că a fost un an bun. Ca de obicei, noi am încercat să ne lărgim gama de produse cu care ne-am adresat beneficiarilor noștri. De asemenea, ne-am lărgit piața de desfacere și către țările externe. Și din punct de vedere al ofertei, noi am încercat să completăm gama imunoinstant, acele produse care se adresează sănătății umane, cu noi antigene, care, din care au rezultat mai mulți anticorpi și la ora actuală, ca noutate, avem produse care tratează variola și zona zoster. De asemenea, noi oferim tot pentru sănătatea umană ovocaldu, care se adresează oamenilor cu osteoporoză după o anumită vârstă. De asemenea, produsul Rodia, care este benefic în afecțiuni inflamatorii și în afecțiuni articulare. De asemenea, avem un produs pentru parodontoză și un alt produs pentru mai multe afecțiuni, îi spune multi-imuno-instant, în care sunt înglobate nu numai imunoglobulinele cunoscute, ci și alte componente, cum ar fi ovomucina, ovotransferina și alte substanțe active din albușul de ou. Ce de lucruri, ce de minunății poate să facă un ou extraordinar! Spuneți-mi, publicul care beneficiază, să zic așa, a început să cunoască, să aibă încredere în aceste tehnologii noi? Da, pentru că noi am venit cu această noutate. În primul rând că noi ne adresăm oamenilor cu afecțiuni infecțioase, cu germeni rezistenți la antibiotice, deci cu germeni care nu au fost jugulați cu antibiotice, și noi am venit cu aceste produse care pur și simplu vindecă aceste afecțiuni. Dar medicii cunosc, să recomande aceste tratamente? Medicii o parte le cunosc, o altă parte nu le cunosc, unii nu vor să le cunoască pentru că sunt cantonați la vechile tehnici, lucrează pe anumite protocoale, dar noi avem laboratorul nostru, avem cabinetul nostru, pacienții noștri vin cu analize făcute de către medici de familie, le dăm produsele conform acelor diagnostice, după care noi din nou facem analizele și demonstrăm că acel germen a fost omorât cu produsele noastre. Descoperirea cea mai mare a fost atunci când am reușit să vindecăm psoriazisul. Avem foarte mulți pacienți cu această boală și, spre surprinderea noastră, chiar pacienți care au boala de 50 de ani și acum sunt perfect sănătoși și am prelevat porțiuni de piele, am trimis la dermatologie și este piele normală. De asemenea, am avut rezultate foarte bune într-o afecțiune autoimună numită epidermoliza buloasă, care până acum nu a avut leac. Sigur că bucuria noastră este mare că avem acest feedback de la pacienții noștri, chiar de la cei din străinătate. Deci, dumneavoastră, prin această metodă ați rezolvat niște probleme care nu se vindecau, pentru că
Psoriazisul îl păstrai, se ameliora, dar nu putea fi vindecat, ca și cealaltă boală de care ați spus. Exact. Și eu sunt medic, la fel am învățat în facultate că este o boală imună, că nu are leac. Iată, noi am reușit să jugulăm această boală cu rezultate foarte bune. Sigur, este de perspectivă. Pacienții sunt din ce în ce mai mulți. Și sunt niște produse foarte bune, la prețuri foarte bune. Aveți noutăți și în alte domenii. Da, avem noutăți și în domeniul agriculturii, pentru că, așa cum vă spuneam, noi, având experiența cultivării bacteriilor, ne-am jucat și aici, la nivelul solului cu ele. Și am creat niște produse, cum este Romagro Biofertilul pentru sol. Este un produs care conține 3 bacterii și se adresează culturilor de cereale. Mă refer la grâu, porumb, floarea soarelui, dar și culturii de legume, cum ar fi tomatele, ardei, conopida și varza. De asemenea, am creat un nou produs care este în faza finală pentru furajele însilozate. Și acesta conține niște bacterii care favorizează fermentația lactică în detrimentul celei butirici. Astfel, aceste furaje însilozate sunt de bună calitate. Ne surprindeți an de an cu noutăți în domenii care mai de care. Nici nu vreau să mă gândesc ce ne-ar putea aștepta în 2018. Sau poate dumneavoastră deja v-ați gândit? Noi ne-am gândit, dar încă nu am terminat cu 2017, pentru că avem realizări mult mai multe și în domeniul medicinei veterinare. De exemplu, acum suntem în stadiul final de înregistrare a vaccinului antirabic inactivat, de înregistrare a tuberculinei aviare, a columbopolivacului, un vaccin pentru porumbei, salmovacolului, un vaccin antisalmonelic pentru păsări. De asemenea, trebuie să informăm populația că noi am finalizat vaccinul contra bolii limbii albastre pentru rumegătoare și de asemenea vaccinul numit Podovac pentru pododermatita infecțioasă a oilor. De asemenea, suntem în faza de înregistrare a produsului Igali Protect, un produs antibacterian pentru păsări. Într-adevăr, extraordinar de multe produse noi care sunt, ați spus, unele în faza de omologare, deci le așteptăm la anul 2018, nu? Sunt aproape gata. În 2018 dorim să extindem produsele din gama ImmunoInstant și în domeniul medicinii veterinare și dorim să, acum facem testări pentru boala care, pentru parvoviroză la câine și pentru mastite la vaci și oi. De asemenea, dorim să lărgim gama imunoinstantului pentru mai multe afecțiuni ale omului și dorim, de asemenea, ca aceste imunoglobuline să le facem și injectabil, nu numai pe rost. Ne-am propus, de asemenea, să pătrundem cât mai mult pe piața externă și acum suntem în discuții cu o firmă din Iran, care este o piață mare. Dorim să intrăm și pe această piață, de aceea se prefigurează o vizită la sfârșitul lui februarie în Iran. Într-adevăr, deosebit. Păi, nu ne rămâne decât să vă urăm foarte, foarte mult succes și, într-adevăr, la fel de mult spor, dacă nu chiar mai mult, să aveți din ce în ce mai multe produse și din ce în ce mai multe domenii. Vă mulțumim foarte mult! Compania noastră și oamenii noștri au crezut întotdeauna în lucru bine făcut, de aceea avem și rezultate frumoase și de aceea ne și distrăm după un an de muncă. Și vreau și eu să vă urez și dumneavoastră că faceți cunoscut prin media rezultatele noastre, dar și părinților, fraților, salariaților noștri și tuturor românilor. Dorim ca anul nou să vă aducă sănătate, noroc, prosperitate, prunci frumoși și sănătoși, animale sănătoase și tradiționalul la mulți ani. Felicitări pentru frumoasa festivitate, pentru frumosul, pentru petrecerea asta minunată pe care o dați la sfârșit de an pentru salariații noastre, că pentru ei faceți lucrurile astea, nu? Pentru, da, de fapt, asociații dumneavoastră. Da, pentru că de când sunt eu director general, în fiecare an am organizat o astfel de petrecere. Până anul acesta am făcut-o pe 27 decembrie de Sfântul Ștefan. De data aceasta, pentru că dăm o vacanță mai mare, am mutat-o pe 21, dar anul viitor revenim.
Ideea este că atunci când am făcut prima petrecere, colegii mei au spus că, doamne, lucrăm împreună de 15, 20, 25 de ani, dar niciodată n-am băut un pahar împreună, nu ne-am cunoscut. Deci a fost și toți au spus, doamne, pentru noi ăsta este revelionul. Și într-adevăr a fost o petrecere foarte reușită și de atunci am continuat în fiecare an astfel de petreceri, pentru că oamenii sunt foarte uniți, pentru că asta a fost ideea continuă, ca noi suntem un colectiv, toți tragem la aceeași căruță și trebuie să ne înțelegem și să ne avem foarte bine. Și, într-adevăr, echipa de la Rombach este ca o familie. Ca o familie, într-adevăr, așa am observat aici. Da, este ca o familie, pentru că oamenii se știu, avem din cei 430 cât suntem, avem peste 120 de asalariați care au peste 30 sau 35 de ani. Deci o viață de om au petrecut-o în Rombach. Așa că și interesant că avem deja oameni la a treia generație, au lucrat bunicii, au lucrat părinții și acum lucrează nepoții în Rombach. Deci practic familia este afiliată Rombachului. Și așa cum spuneați, Rombachul este printre puținele firme din România privatizate prin MEBO, care au respectat litera legii. În momentul de față mai suntem încă 264 de acționari, deci nu există un acționar majoritar, dar toți am păstrat obiectul de activitate, ne-am dezvoltat continuu, astfel în momentul de față am devenit cea mai mare firmă de producție din România, cu cel mai bogat sortiment de produse și, foarte nou, de vreo 7 ani ne ocupăm și de medicină umană, producem gama de suplimente alimentare imunoinstant care pot să rezolve infecțiile cu bacterii rezistente la antibiotice. Mai nou, acum avem și ovocaldu și rodia, deci comprimate, care sunt pentru tratamentul osteoporozei, pentru durere articulare. Și mai nou, acum avem în fază finală îngrășămintele bacteriene cu bacterii care fixează azotul și fosforul în sol și atunci nu mai avem nevoie de îngrășămintele chimice. Este o noutate și este un produs foarte bun pentru ferme. Într-adevăr, am stat de vorbă cu doamna director și am aflat minunile pe care le-ați făcut, atât de multe anul acesta ați avut atâtea noutăți extraordinare și în domeniul agriculturii. Am înțeles că mergeți și că aveți un obiectiv să vă dezvoltați și peste hotare, nu? Pentru că efectivele de animale în România și în general în Comunitatea Europeană sunt în scădere, ne-am orientat spre alte țări. Din momentul de față vindem în 15 țări de pe 5 continente. Urmează ca în luna februarie să facem o deplasare în Iran, pentru că acolo este o piață foarte mare, ne-au invitat cei de acolo să începem să vindem produse acolo și în final să și facem producție în Iran. Și mai nou, suntem primii în lume care tratăm epidermoliza buloasă și avem acum o solicitare de la o companie americană să ne cumpere know-how pentru boala asta, pentru că suntem primii în lume care au rezultate și este un succes al companiei Rombach. Dar asta înseamnă că vor produce ei produsul acesta? Da, deci au spus, condiția lor a fost ca să producă, dar pentru America. Deci noi ne păstrăm exclusivitate pentru Europa, pentru țările asiatice și le dăm lor exclusivitate, le vindem know-how pentru Statele Unite. Probabil că este o afacere să vindeți acest, pentru că acolo ar fi fost greu să pătrundeți ca și desfacere, nu? Părerea mea este că este o afacere foarte bună, în primul rând că or să ne vină niște bani care sunt foarte bineveniți, dar în același timp, fiind înregistrată și în Statele Unite invenția noastră, deci vă dați seama că ne crește prestigiu și în Europa. Deci practic ne vindem know-how acolo și produsele vor face reclamă și în Europa. Într-adevăr, un lucru foarte, foarte apreciat și trebuie să recunoaștem că compania aceasta este cea care până la urmă salvează ceea ce înseamnă concept de cercetare în România. Noi așa spunem, pentru că noi permanent am investit în cercetare,
am investit în dotarea întreprinderii cu utilaje moderne, pentru că altfel nu puteam să avem GMP-ul, nu puteam să fim acreditați cu ISO și avem și un laborator de diagnostic care este acreditat RENAR, deci este echivalent laboratoarelor de stat, ba suntem singuri în țară care suntem acreditați pentru diagnosticul salmonelozelor în alimente. Deci avem laboratorul acreditat pentru aceste determinări. Chiar dacă sunteți o companie privată, ceea ce face Romvac este, cred eu, un lucru bun pentru întreaga țară. Categoric. În primul rând este Romvac, în momentul de față, este un brand național și internațional, pentru că v-am spus că vindem și în afară, pentru că în România fermele sunt cel mai multe efective, sunt fermele mici, 2, 3, 5 animale, nu sute sau eu știu mii. Noi avem producția adaptată acestor nevoi în piața românească. Și foarte interesant, acum avem aici în sală și distribuitorii noștri, pentru că Romvac are depozit în fiecare județ, astfel încât toate produsele noastre se găsesc în toată România la același preț. Deci avem depozite și la depozite avem dealer care bat zona respectivă, județul respectiv, și aprovizionează farmaciile, fermele cu tot ce au nevoie. Într-adevăr, acest demers pe care îl faceți de a vă adresa fermelor mici este, cum spuneați dumneavoastră, un lucru foarte important pentru economia românească. Este un lucru important pentru că, având mai mulți beneficiari mici, nu riscăm, pentru că ați văzut avicolele mari, cum a fost Crevedia sau Tărtășești, au intrat în faliment. Închipuiți-vă cum ar fi fost să avem decât un beneficiar de talia aceasta. Ori fermele mici sunt mult mai bun platnice și ne asigură și nouă confortul cash-ului, dar și noi le asigurăm tot ce au nevoie, astfel încât animalele să fie sănătoase. Vă dorim foarte, foarte mult succes și un an 2018 cu mult spor, cu mai mult spor decât acesta, deși și acesta a fost cu mult spor. Vă mulțumesc foarte mult și la rândul meu urez emisiunii dumneavoastră o audiență cât mai mare și cu sprijinul Romvac, pentru că noi suntem colaboratori vechi și sper că și în 2018 vom colabora la fel de bine. Și eu vă mulțumesc! La petrecere, nu se putea fără lăutari, au fost invitați artiști consacrați și pe cale de consacrare, cum ar fi și doamna dr. Viorica Chiurciu, care, pe lângă realizările profesionale despre care am ascultat-o vorbind mai devreme, are și o pasiune din tinerețe, pentru care a reușit în cele din urmă să-și facă timp. Muzica populară. Dumneavoastră, acum ne veți încânta și cu vocea? Ne veți cânta ceva aici în cadrul spectacolului? Da, doresc să fac aceasta pentru că pentru mine cântatul este o pasiune și, din păcate, pasiunea în zilele noastre este mai puțin încurajată, așa este, într-o lume a supraviețuirii, iar oamenii cu care lucrăm noi, salariații noștri, îmi încurajează această pasiune, vin de fiecare dată lângă mine la spectacole, iar răspunsul lor și energia lor mă fac să merg mai departe și sigur că le voi cânta și în această seară. Viorica Chiuciu! Hai! De dor sufletul e bine, de necuța Constantine, de ca-i fiu de pădurare și ca el un om mai rar. L-am văzut odată în viață, miază-n timpe sub mustață, cu ochii și mustăcioara, mi-a rovit inimioara. Nu te găduiește că pe mine mă iubește, cu atâta dragoste-mi spune că eu mândru la pădure, călătoria cu izvorul și-are lăicuța cantonul, ca fost pădul ardestit și de-l mândruță iubit. Încorțește firul ierbii, prin pădure leargă cerbii, un om mândră și segură, să copie rămădurea, m-a învățat taica odată.
poartă și dragostea cum se face, când amândruiță-ți place. Eu să-l dai piept un lăstar, să ne facem de un umbrar, și pe pate ramuri verzi, în ochii mei să te pierzi.